Peste 2000 de români au venit în noaptea de înviere pentru a lua lumină la Biserica Sfântul Nicolae din Sunnyside, cartierul cu cea mai mare comunitate românească din New York. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Credincioșii au primit Pasca, după care au sărbătorit împreună cu familiile și prietenii la restaurantele românești și la casele lor. Anul acesta, credincioșii români din New York nu au putut să-l aibă în mijlocul lor pe ierarhul locului, episcopul Ioan Casian, acesta aflându-se în Canada. La rugămintea arhiepiscopului român al Americii, Nicolae, un preot duhovnic sosit din țară, ieromonahul Chesarie de la Arhiepiscopia Tomisului, a venit în sprijinul celor doi preoți de la Biserica Românească pentru a oficia riturile creștine în Săptămâna Mare și Liturghia Pascală. Biserica din Sunnyside servește cea mai largă comunitate românească din New York, fiind una dintre cele mai mari parohii de pe cuprinsul Statelor Unite, iar în perioada postului mare a fost deschisă aproape zilnic, funcționând practic în regim mănăstiresc. Și la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Astoria au venit câteva sute de persoane pentru a lua lumină în noaptea de înviere.